Azi despre vagonul ESX. Salut, modeliști și iubitori de machete! Eu sunt Ovidiu, voi sunteți pe modelist.ro YouTube channel. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel dacă vreți să primiți câte o notificare ori de câte ori apare un nou videoclip. Vagonul de marfă ESX este un vagon pe două osi descoperit pentru transportul mărfurilor care nu necesită protecția la intemperii. Utilaje, laminate sau semifabricate din oțel, fier vechi, cherestea, bușteni, blocuri de piatră, inclusiv material vrac de granulație mare. Vagonul este prevăzut pe fiecare parte laterală cu uși cu deschiderea de 1,8 metri. Descărcarea se poate face prin aceste uși sau prin culbutare frontală, având în vedere că pereții frontali sunt mobili. ESX a fost fabricat în anii 64-65 și au existat 32 de bucăți în parcul CFR. Vagonul ESX este produs exclusiv pentru HGD la scara HO. Vine într-o cutie din polistiren cu capac din carton personalizată pentru HGD, cu datele de contact ale firmei și datele de identificare ale vagonului. Vagonul are detalii foarte frumos reprezentate, atât la exterior cât și sub vagon, inclusiv detaliile scândurilor podelei din lemn. Marcajele sunt tampografiate foarte clar, inclusiv logo-ul CFR Marfă. Nu are uși sau panouri mobile, iar cuplele sunt clasice. Vagonul a fost produs în numai puțin de 12 înmatriculări, epocile 4 și 5, CFR și CFR marfă, din care mai găsiți pe stoc la ora asta 7 înmatriculări diferite. Am început cu vopsirea unora dintre panourile vagonului în așa fel încât să am un contrast realist între două zone învecinate. Folosesc vopsea ușor diluată în care am adăugat în afară de diluantul pentru acrilice și 4-5 picături de retarder. Bine, mai aveam în sticla cu vopsea cam o jumătate de sticlă, deci 4-5 picături la jumătate de sticlă, cam așa. Vopsirea se face în straturi subțiri, succesive, cu uscare între ele. În sensul că uscarea la contact se face foarte rapid, de ordinul secundelor, datorită fluxului de aer din aerograf. Este bine să rețineți că, deși uscarea la contact a vopselelor acrilice este foarte rapidă, proprietățile mecanochimice maxime ale vopselei se ating doar după o uscare de 24 de ore. Dacă observați, încep să mișc mâna cu aerograful înainte de a da drumul la vopsea. Ordinea este mișcarea aerografului pentru ca vopseaua să nu vină dintr-o dată prea multă și să băltească, suflarea aerului și abia apoi cu prudență eliberarea vopselei. Asta se poate aplica la orice vopsire, dar e important în special la vopsirile pe spații mici, cum e cazul acestor modele feroviare, când de cele mai multe ori ai de vopsit suprafețe sub un centimetru pătrat. În interior vopsesc o nuanță mai deschisă, de fapt aceeași pe care am folosit-o la unele dintre panouri, doar jumătatea de sus a pereților interiori, pentru a face un fel de modulare a culorii, o trecere de la o nuanță mai deschisă în zonele superioare unde soarele și temperiile ajung mai ușor, spre o culoare mai închisă spre podeaua vagonului. Diferența de nuanță este de fapt una subtilă, cum trebuie să și fie de altfel. Folosesc apoi o nuanță mai închisă, și anume Old Rust, pentru unele dintre panouri.
la fel Old Rust pentru zona învecinată podelei pe pereții interiori. Acest panou vreau să-l fac ceva mai ruginit decât restul, pentru asta voi da un strat de bază cu vopseaua medium rust. Nu este o problemă că am depășit ușor cu vopseaua marginile panoului. Cu un bețișor cu vată umezit în alcool, voi îndepărta foarte ușor surplusul de vopsea. Sub vagon, adică pe șasiu, boghiuri, roți inclusiv, am aplicat în primă fază un strat subțire de vopsea Shadow Rust, amestecată cu foarte puțin negru mat. Este de fapt o nuanță foarte închisă de maro, aproape negru, mult mai realistă decât aspectul inițial negru lucios al zonei de sub vagon. Vopseaua am aplicat-o într-un strat foarte subțire, semi-transparent, neuniform, cu grijă în special pe lateralele șasiului ca să nu acopăr complet marcajele vagonului. Apoi am făcut același lucru pe roți. Nu este o problemă dacă ajunge vopseaua și pe calea de rulare, pentru că oricum înainte de montare am să curăț roțile cu alcool. Am repetat operațiunea utilizând de data asta vopseaua Dust, la fel foarte bine diluată, aplicată în straturi foarte subțiri pentru simularea suprafețelor prăfuite. În lateral încerc să accentuez prăfuirea de jos în sus, cu atenție deosebită pentru detaliile de sub vagon. Cum spuneam, cu un bețișor cu vată înmuiat în alcool, curăț axul și calea de rulare a roților. De obicei folosesc alcool tehnic, însă de data asta am rămas fără, așa că am folosit spirit medicinal. Cam atât cu vopsirea, urmează weathering-ul, dar nu înainte de a lăsa minim 12 ore vopseaua la uscat. Am început cu un chipping aplicat prin metoda buretelui pe muchiile vagonului, în special pe cele de sus unde este mult mai plauzibilă vopseaua sărită. Surplusul de vopsea se șterge prima dată pe un șervețel, astfel încât ciupiturile să pară plauzibile și, cel mai important, ca ciupiturile să rămână în scară. Apoi am aplicat fluid pentru chipping într-un strat foarte subțire, doar în anumite zone, și l-am lăsat să se usuce câteva minute. Am suflat un strat foarte fin, foarte subțire de light dust, acolo unde am vrut să simulez praful întărit pe vagon. Cu o pensulă lată înmuiată în apă, am îndepărtat surplusul de vopsea, obținând aspectul neuniform pe care l-am dorit. Apa pătrunde prin stratul de vopsea superficial și dizolvă stratul de fluid pentru chipping. Cu o pensulă umezită cu odorless thinner, un diluant pentru emailuri, am îndepărtat vopseaua acolo unde am crezut de cuvință, prin mișcări verticale și cu pensula în permanență curățată pe un șervețel.
Am repetat operațiunea pe tot vagonul, dar lucrând pe zone mici separate. Deși pare foarte încărcat, acest efect se va atenua, având în vedere straturile de rugină ulterioare pe care am să le aplic. În această fază am aplicat un strat subțire de lac mat acrilic pentru a sigila lucrările de până acum. Am folosit streaking rust și am început să simulez curgerile și zonele cu rugină veche. Acest produs este tot pe bază de compuși organici ca și light dust-ul pe care l-am aplicat înainte, însă fără a-l ataca datorită stratului de lac acrilic pe care l-am suflat înainte. Am grăbit uscarea cu un uscător de păr și apoi cu o pensulă umezită în odorless thinner am îndepărtat surplusul de vopsea. În zonele ruginite am aplicat un pigment de culoare ceva mai deschisă, dar tot de culoarea ruginei, pentru aspect de rugină superficială. Pigmentul îl aplic uscat cu ajutorul unei pensule, frecând ușor suprafața în zonele în care vreau să rămână pigment. Am suflat apoi un strat fin de odorless thinner amestecat cu pigment fixer pentru fixarea pigmentului pe suprafață. Cu o pensulă cu vârf de silicon și pigment metalizat am frecat ușor unele muchii pentru simularea uzurii până la luciu metalic. Am revenit cu pigmenți de culoarea ruginei și pe panoul pe care l-am lăsat la sfârșit. Apoi am fixat pigmenții prin capilaritate cu odorless thinner. Am trecut la interior și am vopsit podeaua din lemna vagonului cu o vopsea acrilică de nuanță New Wood. Pentru obținerea unui contrast între scândurile podelei, am făcut un wash pe care l-am diluat bine cu odorless thinner. Apoi am aplicat uscat un pigment dark mat în colțurile și marginile podelei unde se adună de obicei praful și mizeria.
pigmentul am fixat apoi prin suflarea unui amestec de odorless thinner cu pigment fixer. Ăsta a fost vagonul ESX. Îl puteți achiziționa exclusiv de la HGD, atât în varianta cu weathering, cât și în varianta fără weathering. Vagonul există în mai multe variante de înmatriculare, toate pe CFR marfă, dar cu diferite numere de înmatriculare. De asemenea, puteți achiziționa vagonul și cu o gamă variată de încărcături. Materiale pentru vopsire și weathering găsiți la modelist.ro. Tot acolo veți găsi și cartea Painting Realistic Trains, la care sunt coautor. Cartea este despre vopsirea și weatheringul materialului feroviar. Aveți linkurile în descrierea videoclipului. Dacă aveți întrebări, puteți să le puneți sau în comentariile de la videoclip sau vă aștept pe chatul de pe modelist.ro. Salutare!